Multă lume spune că pentru a fi fericită într-o relație trebuie să știi mai întâi să fii singură și să-ți găsești fericirea în primul rând în tine. De ce râdeți, fetelor? Pentru că eu asta am și făcut. Luându-mă după aceste principii sănătoase, după cum vă spuneam, petrecând destul de mult timp de calitate cu mine, nu oricum, am început să mă întreb, nu cumva mi-e mai bine singură, adică fără bătăi de cap, fără responsabilități, fără așteptări din partea amândurora. Am început să mă întreb, n-ar fi mai bine totuși să-mi păstrez această situație de single? Voi ce ziceți? Ați putea să fiți singure și fericite? Noi am vrut să spunem că pare că ai o ușoară problemă, un început de ușoară de problemă, dar n-am vrut să fim chiar așa de directe, dar acum că ai adus aminte, păi eu cred că sunt fericită. Dar se vede că ești mai radiezi. Chiar voiam să te întreb ce s-a întâmplat. Păi și tu la ce concluzie ai ajuns? Am ajuns după ce la concluzia că... Nu am ajuns la nicio concluzie. Hai să spun eu povestea mea. Problemă. Ia spune tine. Inspir. Uite, pentru mine o relație înseamnă un joc incitant în care să pot arăta și demonstra ce am eu mai bun. Și asta mă ajută și pe mine să urc în anumite trepte ale, nu știu, creierii, conturării autocunoașterii mele, personalității mele și așa mai departe. Mi se pare că dacă nu sunt implicată într-o relație, cu ce fac? Cu cine mă... Nu? Cu cine te cer? Ce mă cer singură cu mine, așa? Dar ca să ajung aici am avut nevoie de experiențe și da, am fost și eu singură, nefericită, am suferit, am avut depresie. Ideea e că doar când am ajuns să am încrederea maximă în mine, abia atunci am și reușit să-mi creez o relație în care să fiu foarte bine și acum dacă aș fi părăsită, aș fi foarte bine singură. Și singură. Până aș întâlni pe altcineva. Da. Ok, bine, hai să revenim cu picioarele pe pământ. Mai sunt femei care n-au nicio, care au probleme din astea. Mie mi-a fost foarte bine când am fost despărțită de soțul. Sunt foarte sinceră în emisiunea asta, nu știu. Eu am mai zis asta, deci nu e nimic nou, stați liniștiți. Deci okay. Și tu erai mai bine singură? M-am distrat puțin. Da. Puțin. Și eu zic că e mai bine singură câteodată. Bine, nu știu că e mai bine singură, că m-am plictiseam uneori, că n-aveam cu cine să mă cer prin casă. Da, mă certam singură cu tablourile. Și am zis, Vlade, vrei să ne împăcăm? Te rog frumos, că n-am cu cine să mă cer. N-am pe cine să terorizez. Da. Dar acum fiecare dintre noi e unic în felul lui, fiecare are percepția lui asupra fericirii și evident că aceasta diferă de la om la om. N-avem ce să facem. Cred că mie personal, oricum, nu prea mi-a plăcut să fiu singură. Da, cred că mi se trage de pe vremea când eram în trupă și am simțit tot timpul că trebuie să am mai multe fete pe lângă mine. Iată, după cum se poate observa, unde am ajuns. Cu fete. Deci îmi place așa să am companie. Da, și mie îmi place și să am companie, dar eu mă bucur foarte tare de singurătate. De fiecare dată când prind un moment eu cu mine, eu sunt cea mai fericită, chiar nu mă deranjează. Și, și de ce ai venit așa supărată după weekendul acesta? Pentru că am fost singură. Nu, glumesc, nu. Deci am avut o relație destul de lungă, după care am avut nevoie de o perioadă de asta, de a sta eu cu mine și a petrece timp de calitate, da, cum ai spus tu. Da. Și după un an și ceva, doi, sincer, am ajuns să mă gândesc, băi, mai am nevoie de cineva să-mi complice viața? Aici mi se pare că viața e foarte simplă. Nu mă bate nimeni la cap, nu mă stresează, nu mă cert cu nimeni, eram așa ca o floricică foarte zen, totul minunat în viața mea. Da? Și care e concluzia? Că eu am nevoie de voi, fetelor, să mă ajutați. Eu zic să-ți găsești, băi, eu zic pe cineva. Să-ți găsești pe cineva care să nu-ți complice viața. Asta e exact secretul. Asta e. Care să-ți facă viața mai ușoară, nu mai complicată. O să vedem ce ne rezervă destinul, fie că suntem într-o relație sau singure. Eu vă zic că există un singur lucru pe care îl poți face oricând pentru a schimba starea. Și anume o tunsoare nouă. Giulia știe foarte bine despre ce vorbesc. Vedem ce se mai poartă în materie de hairstyle de la Sorin, stratulat în materialul următor.